Bună ziua! Timpul contează cel mai mult, atât în obținerea unei sarcini pe cale naturală, cât și prin tehnici asistate de fertilizare. La ora actuală, celulele reproducătoare feminine pot fi colectate și fără stimulare hormonală. Aflăm imediat cum și de ce. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul supra-specializat în tratamentul infertilității, Andreas Vitulcas. Bună ziua! Bună ziua! Haideți să începem cu educația sexuală despre care se vorbește acum în. La nivelul Ministerului, să zicem, să aflăm din școală cum se vor petrece lucrurile. Din punctul meu de vedere, apropo de uh, funcția reproducătoare, ar trebui să știm din, de la vârstă tânără că celulele reproducătoare feminine îmbătrânesc foarte repede. Uh -huh. Ce înseamnă foarte repede? Da, Haideți mai întâi să definim ce înseamnă îmbătrânesc foarte repede și să definim mai întâi ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Trebuie să ne gândim că femeile în general nu produc material genetic, adică nu există fabrică de a produce material genetic. Se nasc. Practic, se nasc e, cu un depozit de material genetic, zic ca așa mai simplu ca să fie de înțeles cu tuturor, cu, cu un e, depozit de material genetic care fiecare lună când vine menstruație, din momentul când începe să vină prima menstruație, se cheltuie din depozitul respectiv, fiecare lună și cu cât creștem în vârsta, depozitul respectiv se golește, până la un moment dat nu mai avem material genetic, adică se golește depozitul respectiv și femeia intră la menopauză. Asta practic înseamnă menopauză, adică nu mai avem material genetic.